Marea este și pentru cei mici, nu numai pentru părinți și bunici. Și la urma urmei, ei nici nu știu să se joace ca voi, pe plajă, nisip, în fel și chip, făcând palate, în care pe furiș între scoicele prin acoperiș. Părinții toată ziua ar vrea să vă culce. Să vă spun un secret. Ei au venit la mare ca să vă încurce. Așa le merge gura. Ce faci? Unde te duci? Stai aici? Mai rău ca la bunici, care s-au făcut mici. Dar acum ați venit cu mine și eu, știți, nu fac scandal. O să vă explic marea val cu val. Marea este o apă folositoare. Ea se întinde de aici și până în zare. Se întinde și mai departe, firește, dar marea aia nu se vede și nu ne privește. Vapoarele alunecă pe apă, fâș, fâș, ca un fel de săniuș. Dar mai bine dacă privești, vezi că alunecă pe pești. Peștii sunt aici mulți, ca iarba. Unii dansează, alții au penii de papagal și cântă pe lângă insula de coral. Prin alte ape, rechinii umblă la ei cu ferestrăie și, dacă te prind, te taie. Unde este apa mai adâncă, înnoată niște pești urâți, atât de urâți, că nici ei între ei nu se mănâncă. Porcul de mare râmă algele pe lângă maluri, de se fac deasupra valuri. Foca este aproape cât luna, n-am unde ți-l am de mână, că acum aș prinde una. Dar mai bine, hai să ne urcăm în barca asta, pe care o leagănă valul, și să privim malul. Știți, din povești că mările toate au pe fundul lor numai palate. Oamenii au scos cu niște frânghii palatele din mare. Se mai stea și pe pământ, la soare. Priviți aceste castele, cum curge sarea pe ele. Și încă n-ați văzut totul. Cel mai frumos e portul. În port, marea scapă printre pescăruși ca printr-o plasă. Aici sunt fel de fel de vapoare, cum avem și noi pe acasă. Se suie oamenii în ele, își aprind țigara și se joacă de-a depărtarea. Farul acesta, ce înaltă e talia, se vede în toată lumea, până la Mangalia. Când marea are vreun necaz în familie, fulgeră și tună. Asta se cheamă sezon de furtună. Atunci pe plajă nu mai stai, sugând dintr-o rază ultravioletă ca dintr-un pai. Furtuna trece repede, apare soarele și noi alergăm către plajă de ne sfârâie picioarele. Dar să știți, copii, ce e prea mult strică în viață, cum scrie și pe borcanul de dulceață. Deci, să nu stați toată ziua în soare, că n-aveți 7 pei pe spinare, ci să vă uitați cum fac plajă valurile, care aleargă iute și se întorc pe partea cealaltă după 2 minute. Marea, o apă folositoare.